găsit, sunt Ileana Ilie și invitata mea de astăzi în studioul Capital Play este singura româncă selectată de Facebook pentru a face parte din programul său de burse pe un an, Community Leadership 2018. Atenția, a fost selectată din 6.000 de aplicații internaționale. Da, așa este. Athena Boca, fondatoarea grupului de sprijin pentru mame La Primul Bebe, mulțumesc pentru prezența. Eu mulțumesc pentru invitație. Aș putea să spun că te cunoaște toată țara, pentru că în comunitatea La Primul Bebe sunt 70.000 de femei, de mame, de proaspete mame. De fapt, am depășit 70.000. Gândește-te la un concert rock de nivelul ACDC sau cam acolo. Un stadion deci, întreg, nu? Un stadion întreg, chiar te cunoaște toată lumea. Tu ești o mamă care a făcut din profesia de părinte un job în sine. Te rog să ne povestești începutul. De unde a pornit totul? Cum a venit ideea La Primul Bebe? Să știe cine n-a auzit. Cine n-a auzit. Acolo mai fi. Sunt. 70, mai avem până la câteva milioane de mame din țară, mai avem. În România nu există niciun sistem de suport pentru proaspetele mame la început de drum. Și am simțit treaba asta din plin atunci când l-am născut pe primul meu copil. Și când dintr-o femeie cu o carieră obișnuită, cu o viață socială foarte activă și cu o viață profesională foarte activă, m-am trezit acasă singură cu bebelușul meu. Pentru mine a fost o perioadă foarte, foarte dificilă și foarte, cu foarte multă singurătate, pe care eu nu mai experimentasem până atunci. Și pentru că nu aveam satul acela care crește un copil, așa cum se spune în popor și care este o vorbă adevărată, mi-am dat seama că am nevoie de sprijin, de alte femei care să mă înțeleagă și de la care pot să iau informații ușor. Și am făcut un grup pe Facebook, nu știam ce era grup pe Facebook, nu era WhatsApp-ul așa în vogă ca astăzi, pentru că nu ar mai fi existat La Primul Bebe dacă era. Am făcut un mic grup în care am adăugat 10 foste colege de muncă, care născuseră de curând sau care erau însărcinate, pentru că voiam să-mi iau informații ușor scriind. Nu aveam N-aveai timp de telefon. Timp și nici disponibilitatea emoțională să vorbesc la telefon. Și pentru mine varianta scrisă a fost cea mai simplă. Și în mai puțin de o lună, pentru că eu nu știam că există setări de cum se numesc, privacy settings în engleză, nu știam că există, am lăsat grupul liber și a putut să intre cine a dorit în primele câteva săptămâni. Și în mai puțin de o lună aveam 400 de mame în grup, pe care nu le cunoșteam. Erau prietene de ale mamelor adăugate de mine, prietene de ale prietenilor de ale prietenilor. Și atunci a fost primul moment în care mi-am dat seama că prin ceea ce treceam eu, treceau și sute de alte femei. Și astăzi văd că sunt zeci de mii de alte femei. Dar ți-ai dat seama și de potențialul de business atunci, în momentul ăla, tu fiind o femeie de carieră. Mi-am dat seama din prima lună de potențialul de business, doar că eu eram o proaspătă mamă, tocmai născusem, treceam printr-un tăvălug emoțional extraordinar și mintea mea nu era la business. Era la cum să fac, să ies din perioada asta și unde să văd luminița de la capătul tunelului. Când se întâmpla asta? În ce an se întâmpla? În 2013, la început. Da. Bun. Astăzi, La Primul Bebe este un business, un ONG? Este un business social. Așa. Este exact asta. Este. Eu mă bucur că mă întrebe asta, pentru că de fiecare dată când am ocazia spun oamenilor că un ONG este un business. Este același lucru. Ai nevoie de angajați, de resurse, de promovare, de multe, multe ore de muncă. Nu este voluntar, nimic nu se construiește sau nimic foarte mare nu se construiește pe voluntariat 100%. Și singura diferență dintre un business pe profit și un ONG este faptul că profitul nu este luat acasă de către fondator, ci reinvestit pentru a-și duce viziunea mai departe. Da. Ce echipă aveți acum? Și lucrați și cu voluntari? Adică aveți angajați full-time? Aveți voluntari? Cum avem se structurează de toate felurile business-ul? Da, avem angajați full-time, avem colaboratori, avem voluntari punctuali și avem voluntari care vin de ani de zile, câteva zile pe săptămână sau chiar mai mult în comunitatea noastră. Se regăsesc foarte mult cu ceea ce facem acolo și contextul lor este de așa natură încât pot să vină și la noi. Suntem o echipă măricică,
De la 0 acum câțiva ani sau de la 1 acum câțiva ani am ajuns la 8 oameni și peste 200 de voluntari. Și gestionați câte grupuri, în câte orașe? Avem 20 de grupuri în 20 de orașe ale țării, în 20 de reședințe de județ, pentru că aceasta este și face parte din viziunea noastră. Dacă vrei, viziunea noastră este ca în următorii 10 ani sau până în 2027, la primul bebe să aibă o comunitate în fiecare reședință de județ. Acum suntem la jumătate. Și pe mai departe ne-am dorit ca fiecare județ să se poată gestiona singur, fiecare comunitate să se poată gestiona singură, să aibă o echipă proprie și așa mai departe. Pentru că, da, online-ul este la putere astăzi și conectarea e mult mai ușoară în online, dar fără întâlniri față-înfață, fără partea de offline, noi nu credem că se poate construi o comunitate în adevăratul sens al cuvântului. Sunt 20 de grupuri acum, dar din experiența ta de până acum, cum ți se pare înființarea unui nou grup? E mai ușor? Este mai greu, având în vedere amploarea pe care a luat-o Facebook și rețelele sociale în general? Acum e mai ușor să formezi un grup de genul ăsta decât în urmă cu 6 ani? Nu-mi dau seama, este altceva astăzi. Depinde de oraș. De exemplu, alegem orașele și în funcție de oamenii pe care îi avem în grupul din București, pentru că înainte să avem grupurile din țară, oamenii intrau doar în grupul de București și ne-am dat seama că este foarte ușor dacă avem oameni din, nu știu, Timișoara, în grupul de București mult, să formăm un grup la Timișoara, pentru că oamenii care sunt deja în grupul nostru știu cum merg lucrurile și când se deschide o filială în orașul lor, sunt foarte bucuroși să pună umărul și să ajute la construirea acestei comunități. Depinde. În unele orașe e mai greu, în unele mai ușor. Uite, eu cunosc persoane, de asta te-am și întrebat, apropo de unde sunt mămicile, din ce zone din țară ar fi. Dar mulți zic, băi, mă bag în București, că de acolo se dă ora exactă. Da. E o chestie... Nu se poate, nu se pot. Nu acceptăm oameni care nu sunt în București. Acceptam acum ceva vreme. Deci procesul de București selecție este foarte, riguros. Foarte strict și foarte riguros, pentru că... avem foarte multe cereri care vin înspre noi, sunt mii de cereri în fiecare lună, ori avem nevoie de o selecție riguroasă ca să ne asigurăm în primul rând că intră alături de noi oamenii potriviți stilului nostru și oameni pentru care chiar facem o diferență cu ceea ce construim în comunitate. Dacă nu ești din oraș și noi avem întâlniri în orașul acesta, din păcate nu te putem ajuta pe cât de mult te-am ajuta dacă ai putea participa la evenimentele noastre. Care sunt principalele temeri, îngrijorări ale mamelor? Care sunt nevoile mamelor? Că dacă nici tu și voi la primul bebe nu știți, nu mai știe nimeni. Eu le numesc dureri. Pentru că mereu spun că nevoia este, de exemplu, nevoia de detartraj. Mă duc, pot să-mi fac o programare și peste 2 săptămâni, dar dacă mă doare măsteaua foarte tare, am nevoie de o programare astăzi. Și atunci așa văd lucrurile și la primul bebe. Sunt cele mai multe sunt dureri, mai ales în comunitățile noastre de 0-1 an, pentru că avem și comunități de 1 an și jumătate, 4 ani și apoi 5-8 ani. În cele de 0-1 an sunt aproape numai dureri. Și cele mai uzuale probleme țin de alăptat, de diversificare, de diverse probleme de sănătate ușoare pe care mămicile le întâmpină, primii mucișori, prima răceală, somnul bebelușului este iarăși o durere foarte mare a mamelor, pentru că se pare că nimeni nu ne-a spus lipsa lui, da, nimeni nu ne-a spus înainte să naștem că micuții nu dorm toată noaptea, așa ca în filme, ci se trezesc de zeci de ori, poate pe noapte, și asta duce la o oboseală foarte, foarte mare a mamelor. Tocmai pentru că sunt niște schimbări, practic e o altă viață când devii mămică, începi o altă viață. Este și foarte greu să gestionezi și să controlezi mamele. Da. Cum reușiți voi să faceți pe Facebook? Ai niște porniri exagerate fără să vrei. Da, nici plus să că de moment. E o bază hormonală puternică exact. Acolo. Nu încercăm să le controlăm, încercăm însă așa cum facem și în creșterea copiilor, să punem limite,
să avem limite și în comunitate, pentru că da, pui 5 femei la o masă și nu se înțeleg, dar aminte 70 de mii în același loc. Avem nevoie de reguli foarte serioase și noi avem un set de reguli foarte serioase, avem un regulament de ordine interioară gândit și organizat în ani de zile de experiență cu lucru alături de mame, pe care îl respectăm foarte tare și de care ne ținem foarte tare, și mamele care i-au înțeles importanța, pentru că nu o facem că ne dorim noi să, nu știu, să ieșim în evidență, noi o facem pentru binele întregii comunități. Și mamele care au simțit treaba aceasta și au văzut că toate regulile acestea sunt puse în slujba fiecărei mame care este în această comunitate, ne ajută. Și când cineva încalcă o regulă, de multe ori nici nu mai e nevoie să intervenim noi ca adminii acestei comunități, ci intervin mamele, și asta e de mare ajutor. Pot să spui că am creat o cultură organizațională, dacă vrei. Interesant. Da. Cu toate astea, știi cum e, nimeni nu e pe deplin întotdeauna mulțumit. Sunt și care sunt principalele reproșuri, să zic, venite din partea mamelor sau nemulțumiri, nu reproșuri, la adresa voastră, a comunității, adminilor. Sunt foarte multe. Nu știu dacă ai timp să ți le spun pe toate. Sunt foarte multe. Încearcă un top 3, 5. Păi, în general, fiecare regulă din regulament a fost contestată la un moment dat de una sau mai multe mame în funcție de nevoile pe care ea le avea atunci. De multe ori uităm cum este să trăim într-o comunitate. Dacă mie îmi e mai simplu să arunc hârtia pe jos aici, în loc să mă duc 10 metri până la tomberon și să o fac, dacă cineva mi-atrage atenția, mă simt lezată. Pentru că în România, cred eu, și nu doar în România, dar eu aici am trăit și despre România vorbesc, eroarea și greșeala și teama de eroare și greșeală este uriașă. Ne e mult mai simplu să ne luăm la ceartă cu cineva în loc să spunem, da, am greșit, îmi pare rău, iau hârtia și o pun la tomberon și data viitoare chiar nu o să mai fac dacă te deranjează. Trăim într-o comunitate și ca și în familie, nu? E normal să existe niște reguli și să nu îi deranjăm pe cei din jurul nostru. Deci sunt multe. N-aș putea să ți le spun pe toate, dar cu siguranță fiecare regulă a fost contestată și de foarte multe ori persoanele care nu au respectat regulamentul ne-au părăsit. Noi asta și spunem de la bun început. Când intri în comunitate, există un text care explică cum funcționează lucrurile acolo și spunem, în momentul în care nu se respectă regulamentul de ordine interioară, este singura noastră condiție acest regulament pentru a intra mamele în comunitatea noastră. O comunitate în care primesc valoare și ajutor 24 de ore din 24, tot anul, gratuit. Și atunci, singura rugăminte și singura condiție să faci parte din această comunitate este să-i respecti regulile casei, să te ștergi pe picioare la intrare, să te descalzi dacă gazda își cere asta, și să pui și tu umărul la ce se întâmplă acolo. Și acum de la Athena Boca antreprenoarea, practic la Athena Boca mama. Da. Tu ești vreodată obosită, nemulțumită, ai fi vrut să faci mai mult? Știi că toată lumea se uită la tine și e împlinită, are o familie frumoasă, are un job frumos. Nu știu cum le poate face pe toate. Exact. Da, normal, sunt obosită în fiecare zi, nemulțumită aproape în fiecare zi. Dar pur și simplu, na, iau fiecare zi pe rând și încerc să-mi dau seama ce e prioritar atunci. Dar da, sunt exact cum spui tu, în fiecare zi. Am o întrebare aici care revine cumva la prima întrebare. Cum ai ajuns să înființezi această comunitate? Dar de fapt, care erau îngrijorările și întrebările tale efectiv? Da. La care așteptai un răspuns. Și aici aș vrea să mergem și către zona de depresie postnatală de zona că suntem asta în plină campanie fost. La primul bebe. Da, asta a și fost. La începuturi credeam că am nevoie de informație, de unde să cumpăr nu știu ce produse, haine, grădinițe și așa mai departe. Ulterior mi-am dat seama că de fapt aveam nevoie de sprijin emoțional, de oameni care să treacă prin ceea ce trec eu și să mă simt înțeleasă, văzută și auzită. Pentru că din experiența noastră și din experiența mea în comunitate de 6 ani, mi se pare că acesta este cel mai mare ajutor pe care noi îl oferim mamelor. Simplul fapt că ele
văd că nu sunt singurele care trec prin perioadele acestea grele, că și alte mame trec prin ceea ce trec ele, că și altora le este greu, face toată diferența din lume și ne spun lucrurile acestea. Și le dă curaj și le foarte face mare curaj. Să nu-și piardă sănătatea da, psihică până le face să se simtă firești, să înțeleagă că ceea ce trăiesc ele nu este o excepție, este un firesc despre care nimeni nu alege să vorbească sau despre care nimeni nu a ales să vorbească până acum. Iar depresia postnatală este o realitate. Am început campania acum, a durat campania, nu știu, 6 zile sau o săptămână. În 7 zile sute de mame s-au alăturat și sute de mame au scris niște povești despre ce au trăit la începutul vieții de mamă cu tremurătoare. Noi am crezut că va fi inițial o campanie doar în care atragem atenția asupra acestui subiect, asupra faptului că există despre și asupra faptului... se vorbește. Exact. Că nu este un moft. Auzim de foarte multe ori. Da, da, da. Ești un moft. Astea sunt fițe. Hai că au mai născut și alte mame înaintea ta. Ce atâta depresie? Eu n-am avut timp de depresie pe vremea mea. Și cumva mamele simt că e vina lor. Pe lângă faptul că această depresie postnatală prin care trec 20% din femei, restul femeilor trec și ele printr-o formă foarte ușoară numită tristețea de după naștere, care este o transformare hormonală ce aduce cu sine foarte multe emoții incontrolabile. Deci cumva ce nu ne-am așteptat noi atunci a fost valul de mărturii absolut cutremurătoare. La care noi am fost martori zile întregi din toate colțurile țării. Femeile acestea chiar aveau nevoie de un spațiu în care să spună povestea și în care să se simtă firești. Ce mi se pare mie că lipsește cel mai mult din partea familiilor noastre, ale mamelor, da, la început de drum, este empatia, frate. Este. Nu, ei nu reușesc să înțeleagă prin ce treci tu, de fapt, și de ce dacă ți-ai dorit un copil toată viața ta, acum când îl ai, nu te bucuri și nu ești veselă și nu ești Superman sau Superwoman. Sau uite, alți părinți, nu, stai că voiam să-ți spun altceva. Mai este un mit și niște vorbe pe care le-am regăsit în foarte multe postări de ale mamelor. Da, uite, mamele care nu reușesc să aibă copii. Nu reușesc. Și tu te plângi că l-ai? Nu contează. Exact. E experiența fiecărui om. O trăiește așa cum poate el mai bine în momentul acela. Asta nu înseamnă că nu-și iubește copilul. Ci pur și simplu sunt niște trăiri emoționale în care dacă nu ai parte de înțelegere și de sprijin, nu știu, se măresc foarte tare. E interesant, cu ghilimele de rigoare, și răutățile dintre mame totuși. Unele poate sunt mai puternice psihic, să zic așa, și pot să nu treacă printr-o situație de genul ăsta, nici măcar prin tristețe, dar altele sunt mai sensibile și lovite așa din plin, n-au știut în ce se bagă, să zic. Exact cum ai spus și tu, asta nu înseamnă că nu-și iubesc copiii, sunt convinsă că mamele își iubesc enorm copiii, nu se pune problema. Da, sigur că doar că au nevoie din când în când măcar de puțină empatie. Da, uite, empatia este valoarea noastră numărul 1 la primul bebe și lucrul cel mai apreciat de mame. Ce încercăm noi să facem este să creăm un mediu în care femeile să se simtă sigure în primul rând și să nu se simtă judecate. Sigur că există mame care fac acest lucru, care rănesc. Fie că vor, fie că nu vor. Dar ceea ce am observat eu de cele mai multe ori este că femeile acestea care critică, sau în general oamenii care critică, care spun răutăți, care vor să-l facă pe celălalt să se simtă mai puțin potrivit, sunt oameni care la rândul lor au foarte multe răni. Ei nu sunt bine cu ei absolut deloc. Pentru că un om bine cu el, fericit și mulțumit, lipsit de orice urmă de vinovăție, are de oferit doar iubire și empatie și înțelegere. Și atunci, dacă la începuturi ne enervam foarte tare și le blocam pe mamele acelea și nu le înțelegeam, astăzi le înțelegem mult mai mult și înțelegem că această aparentă răutate vine dintr-o suferință foarte mare. Și pentru că am adus discuția în zona asta, propun să discutăm și despre statutul mamei în ochii angajatorului. Asta este o realitate și este o problemă foarte mare pentru mămici. Am auzit de multe ori, ok, te întorci la muncă, dar nu mai primești salariu dinainte.
Zic, dar de ce? Eu nu sunt la fel de profesionistă ca înainte? Adică faptul că sunt mamă mă face mai puțin profesionistă în munca mea, în jobul meu, în ce fac eu de zi cu zi? Poate aș putea fi mai eficientă, nu știu, te-ai gândit la chestia asta, că mă grăbesc să ajung acasă normal la copil. Cum vezi tu lucrurile? Avem foarte multe mărturii de ale mamelor care întâmpină dificultăți în întoarcerea la birou. Este o realitate și, din păcate, angajatorii văd copilul ca pe o piedică în calea carierei. Și de cele mai multe ori nu este așa, pentru că ceea ce am observat noi este exact acest lucru. Femeile cu copii acasă sunt mult mai eficiente. Dacă un angajator își imaginează că un angajat fără copii muncește de dimineața până când pleacă acasă fără întrerupere, cred că este o iluzie. Studii întregi spun că nu ai cum să fii eficient ore întregi. Așa cum poate știm foarte mulți dintre noi, pauzele de cafele, de țigări, de povești sunt foarte multe la birou. Ei bine, pe o mamă nu o să o vezi în pauzele de cafea, de țigară, pierzând timpul, pentru că ea la ora X are de plecat acasă, e nevoie să-și ia copilul de la grădiniță, e nevoie să ajungă acasă. Eu cred că mamele sunt mult mai eficiente decât restul angajaților. Și în plus de asta, sau ceea ce cred eu de fapt, este că foarte multe mame se reorientează după ce nasc, nu pentru că vor să scape de muncă, ci pentru că sistemul lor de valori s-a schimbat și își dau seama poate că jobul lor nu mai este cu sens pentru ele. Pentru că motivarea internă, adică cea care te ține cu adevărat implicat, eficient și cu rezultate foarte bune la un loc de muncă, este exact asta, motivarea internă, nu externă. Și atunci ce am observat noi în comunitate este că foarte multe mame schimbă locul de muncă pentru că înainte să nască aveau un job care nu le împlinea sau care după ce au născut nu le mai împlinea. Și foarte multe proaspete mămici iau și calea antreprenoriatului. Sigur. Nu știu, prind un soi de curaj. Da. Dacă înainte nu îndrăzneau să facă un gest de genul ăsta, acum... Au motivația acasă. Da, așa este. Am motivația acasă. Ce le sfătuiesc eu pe mame însă, pe toate mamele, este să-și cunoască drepturile. Pentru că de cele mai multe ori pleacă în concediu de maternitate fără să-și cunoască drepturile și fără să aibă partea legală foarte bine pusă la punct. Și mai mult decât atât, le încurajez pe mame să vorbească la locul de muncă, să facă mici grupuri de mame sindicate, dacă vrei, nu? Care să deschidă un pic ochii, nu doar a managementului, dar a întregului colectiv. Mamele trebuie să știe că în momentul în care intră în concediul de maternitate nu își pierd locul de muncă. Da. Nu este legal să dai afară. Da, însă bănuiesc că sunt multe moduri prin care lucrurile nu rămân cum erau înainte. Da. Și e adevărat, în 2 ani de zile de partea cealaltă a angajatorului lucrurile se schimbă. În 2 ani de zile se pot schimba dramatic foarte multe lucruri. E adevărat, noi ne asumăm lucrurile acestea. Însă un alt lucru pe care îl spun mereu mamelor este să fie conștiente și să aibă încredere în ele. Ceea ce sunt ele, ceea ce știu ele, nu rămâne la biroul pe care îl părăsesc ca să devină mame. Ele iau cu ele tot ceea ce cunosc, tot ceea ce știu. Cunoașterea e în ele. Am văzut această teamă de aoleu, îmi pierd jobul, e singurul job de pe pământ. Nu! Eu trăiesc într-un București care plânge după oameni buni. Plânge. Și caută oameni buni. Cred că e doar, nu știu, să nu-ți dorești să-ți găsești un job, nu-ți găsești. A, că implică și efort, sigur, dar orice implică efort. Exact, și nu mai există fără efort acum. Care sunt avantajele, beneficiile de a fi membru al comunității la primul bebe și ce trebuie să ofere mămicile la schimb? În schimb? În primul rând, faci parte dintr-o comunitate de mame cu studii superioare,
care în același timp își urmează o carieră sau doresc să urmeze o carieră și multe discuții de la noi din comunitate se duc într-acolo. E nevoie sau un beneficiu al comunității este că pot participa la orice evenimente le organizăm noi. Avem, cred că, peste 130 de evenimente organizate până acum. Era chiar următoarea întrebare, da. Că ai reușit să duci online-ul în offline, da. În aceste evenimente. Peste 130 de evenimente, cele mai multe dintre ele educaționale, cu peste 30.000 de părinți în săli. Am organizat în 12 orașe până acum aceste evenimente. Este o bună modalitate prin care putem livra conținut foarte valoros de la experți echilibrați și foarte buni în domeniile lor, pe probleme foarte dureroase pentru mame. Dar mai mult decât atât, evenimentele noastre care se joacă cu casa închisă, le numim noi, avem liste de așteptare pentru ele și avem liste de așteptare nu pentru că nu există acei experți în alte evenimente în oraș, ci pentru că ceea ce am creat noi în interiorul evenimentelor, ca energie, ca informație, ca atmosferă, nu regăsești în altă parte. Și cumva faptul că le scoatem de acasă pe mame măcar 2 ore este un mare beneficiu. Mamele pleacă de acasă, își lasă puii 2 ore, ceea ce poate știți că e foarte greu să faci, mai ales când ai un copil mic, și vin într-un mediu fain, prietenos, în care toată lumea are în comun faptul că este parte din aceeași comunitate, vorbesc cu alte mame, vorbesc cu adulți, ceea ce nu se întâmplă când ești în concediu de maternitate. Și pleacă acasă cu o energie extraordinară care se duce în copilul lor. Există și o taxă de participare? Există o donație minimă, este o donație simbolică pe care mamele o donează în contul asociației la primul bebe. V-ați gândit să faceți evenimente în care mamele, la care mamele să vină și cu copii? Avem evenimente, avem puține evenimente, nu cele de învățare, ci cele de joacă, de relaxare. Da. De exemplu, în toamnă avem un eveniment prin care încercăm să atragem atenția asupra petrecerii timpului cu copilul, în care invităm părinții și copiii să iasă în parcuri. Este un eveniment care se desfășoară în aceea zi, la aceeași oră, în 20 de orașe. De câțiva ani chiar, și acolo, da, putem veni cu copiii. Însă, în rest, nu organizăm evenimente cu copiii pentru simplul motiv că mamele nu au cum să fie atente. Nu au cum să fie atente și să profite de tot binele care se întâmplă acolo pentru ele și pentru familiile lor. În plus, ele sunt acasă cu copiii toată ziua. Ce impact are în societate proiectul La Primul Bebe? Voi organiza și campanii umanitare. Da. Chiar astăzi. Și astăzi e ocazia început să campania umanitară. Da. Câți bani a strâns? Ce faceți cu banii? Da, de 2 ori pe an organizăm campanii umanitare prin care susținem proiecte de sănătate a mamei și a copiilor. Până acum am strâns aproape 700.000 de euro, bani cu care am dotat maternități sau spitale, cu care am renovat secții, cu care am construit un etaj, de exemplu, în Magic Home, proiectul părinților cu copii bolnavi de cancer. Și astăzi am început prima campanie din acest an, prin care încercăm să adunăm bani și să renovăm secția de pediatrie a unui spital dintr-un oraș mai mic, în care am găsit un medic absolut fascinant, care s-a mutat dintr-un oraș mare într-unul mic și este sprijinul a peste 3.500 de copii în fiecare an. Recunosc că este prima informație pe care am citit-o azi dimineață, că m-am trezit și m-a emoționat foarte tare și foarte talentată la scris. Mulțumesc! Adică simți emoția efectivă, ca și cum ai fi fost, vedem prin ochii tăi cumva ce se întâmplă acolo, ca și cum aș fi fost prezent acolo și aș fi văzut cum arată secția și m-aș fi gândit cum ar fi trebuit să arate. Da, noi considerăm că atunci când strângem fonduri pentru o cauză, e nevoie ca în spatele acelei cauze să fie și un om sau niște oameni care să ia ajutorul nostru și să-l mărească. Nu credem în cauze în care doar dăm niște bani și uităm de ei, ci credem în oameni foarte tare și încercăm să găsim acei oameni care fac să se întâmple lucrurile în jurul lor. Și doctorul acesta este unul dintre ei. Cum faceți selecția aceasta?
vin către voi cazurile respective? Vin către noi de cele mai multe ori, le și căutăm. Avem zeci de cazuri pe care le primim într-un an, sute probabil. Am creat un algoritm prin care trecem fiecare caz pe care îl primim, astfel încât să ne dăm seama ce ar fi cel mai potrivit pentru comunitate și unde până la urmă putem să aducem cea mai mare valoare. Care este visul tău pentru la primul bebe? Unde vezi proiectul peste 50 ani, nu știu, pe termen mediu-lung? Eu mi-aș dori ca la primul bebe să fie și să devină, de fapt a început deja, să fie primul sistem de sprijin național pentru proaspetele mame din România. Pentru că, din păcate, atunci când o mamă anunță că este însărcinată, multe dintre mamele noastre ne-au mărturisit că aproape au auzit cum se stinge reflectorul deasupra lor. Nu mai contează, nu mai exista, ești gravidă, ai un copil. Am vrea să punem din nou reflectorul pe aceste mame și să spunem tuturor că dacă mamele nu sunt văzute, respectate, auzite în perioada cea mai importantă pentru dezvoltarea unui copil, primii 2 ani de viață, ce fel de copii vor crește ele? Nu au cum să crească niște copii care mâine să conducă această țară într-un fel productiv. Tocmai pentru că este o comunitate așa de mare, au venit către voi, nu știu, măcar invitații la diverse evenimente din partea autorităților. Asta în ideea în care în această comunitate circulă foarte multe informații, informații extrem de valoroase pentru politici de educație, de sănătate. Uh-huh. Adică s-a interesat cineva să profite totuși. Deci ai reușit să construiești tu în 6 ani de zile și să facă ceva oficial, să zic, ceva bun pentru țara asta? Deocamdată nu, dar noi așteptăm. Adică... Deocamdată nu. Și cumva... Uite, eu vin din mediul privat, n-am lucrat niciodată la stat, cum se spune. Nu sunt obișnuită cu a lucra cu statul și nu aștept nimic de la nimeni. Eu cred că am 2 mâini, 2 picioare și un creier și o voce pe care aș vrea să le pun în slujba oamenilor din jurul meu și împreună cu ei să creăm lucruri faine pentru noi. Nu aștept de la nimeni și atunci am zero frustrări în ceea ce privește acest subiect. Pentru că nu sunt obișnuită să fac lucrurile altfel. Nu știu, eu am o frustrare din punctul ăsta de vedere. De ce? Pentru că sunt foarte mulți oameni în țara asta care lucrează în mediul privat sau antreprenori cu idei foarte bune, care nu sunt luați în calcul în condițiile în care noi ne dorim totuși să trăim într-o Românie unită, fără stat și privat și drepturile noastre să fie respectate. Și mie mi se pare incredibil că declarativ pe la televizor mai mari noștri fac tot felul de proiecte, au tot felul de idei, care mai de care, dar declarativ, cum spuneam și subliniez, în realitate nu se întâmplă nimic. De când reformăm sănătatea? De când reformăm educația? De când ne știm? De la exact. Revoluție încoace noi facem reformă. Tocmai asta spun și eu. Nu mai așteptăm. Ne suflecăm noi mânecile și facem ceva. Și dacă oamenii o să se îndrepte înspre proiecte, perfect. Dacă nu... Măcar nu dormim ani de zile așteptând. Și mi-ar plăcea să fie cineva acolo, într-o poziție de decizie, să zic, care să ia în calcul inițiativele de genul la primul bebe și să construiască ceva alături de voi, mai ales că aveți o experiență. La noi se pare că nu știm să gestionăm țara. Cred că asta este, de fapt, uite că dăm în altele principala problemă, că cei care ajung pe un scaun acolo, nu se mai gândesc de ce au ajuns acolo și ce trebuie să facă. E posibil. N-am de unde să știu că n-am fost niciodată. Și nu gestionează țara. Da, și nu gestionează țara ca și cum ar fi un manager într-o firmă, că până la urmă și țara asta este da, o mare este o firmă. Firmă mai mare, da, da. O firmă mai mare. Într-o Românie care a crescut pe principiul bătaia este ruptă din rai. Noi și generația noastră a fost acolo, să zic așa. Noua generație de părinți caută variante să-și educe copiii cu vorbă bună. Am atins un pic subiectul mai devreme. Dar crezi că trebuie să impunem niște limite? Că limitele sunt bune? Da. Cred că nimeni nu poate trăi fără limite. Adult
copil, nu contează. E nevoie de multe limite și, din păcate, așa cum ai spus, suntem o generație care nu am avut această experiență. Tocmai de aceea observăm în comunitate și observ și eu în viața mea personală că teoria sună foarte bine, să punem limite cu blândețe, dar cu fermitate, însă experiența noastră de viață nu are astfel de cunoștințe și atunci este mult mai greu să punem în aplicare acest lucru. Ce e îmbucurător este că oamenii au început să-și pună această problemă, au început să învețe despre asta. Fac cursuri, citesc cărți, merg la psiholog, își vindecă rănile pe care cu toții le avem, ca să poată să gestioneze relația cu copiii într-un alt mod, pe care noi nu-l cunoaștem, cel puțin majoritatea. Deci da, e nevoie de limite, dar este nevoie poate mai mult decât de limite de a ne cunoaște pe noi înșine. Știu că sună clișeic, dar în ultimii ani am învățat pe pielea mea ce înseamnă acest lucru. Să te duci la un psiholog nu înseamnă că ești bolnav, înseamnă că vrei să-ți dai o șansă să fie o variantă mai bună a ta. Și încurajez pe toată lumea să facă acest lucru. Este singurul mod prin care putem să accesăm evoluția. Altfel, plecăm de pe acest pământ exact așa cum am venit. Și asta nu înseamnă evoluție. Și mai întâi trebuie să ne rezolvăm problemele noastre categoric, ca să putem crește copii sănătoși, fizic și psihic. Da, eu nu cred că parentingul este despre a face, ci despre a fi. Și mi-a luat câțiva ani să înțeleg lucrul ăsta. Nu e despre a face și a crește, că nu suntem noi în măsură să creștem pe nimeni. În primul rând, e nevoie să ne creștem pe noi, să ne vindecăm noi ce avem de vindecat, să ne îndreptăm noi comportamentele pe care le avem de îndreptat și apoi și pe copii. Ne amuzăm mereu că le spunem copiilor reglează-ți emoțiile, nu mai țipa, nu mai, nu știu, lovi și apoi ieșim în trafic. Și în 10 metri vedem 7 adulți îmbrăcați la costum frumos, conducând mașini minunate, probabil având joburi extraordinare, care nu își pot ține în frâu emoțiile, înjură alte femei, înjură alți oameni, claxonează, bruschează și atunci mă întreb, aceștia sunt părinții care acasă le spun copiilor să-și regleze emoțiile? Dar ce ar fi să le reglăm noi prima dată? Să învățăm să ne le reglăm. Și recunosc că este un drum foarte greu. Eu îl parcurg de ani de zile și încă mai am sute de kilometri de parcurs. Dar mă bucur că măcar am intrat pe acest drum. Bun, ne apropiem de final, așa că aș vrea să repetăm impactul în societate. Câți copii ați impactat? Avem un algoritm și aici, noi lucrăm mult pe algoritm. Mi-ai spus că îți plac textele mele. Ei bine, da. Eu am făcut foarte multă matematică. Avem și ne plac cifrele. Și atunci, ca să vedem unde suntem pe drumul acesta pe care ni le-am propus, am creat un algoritm prin care măsurăm impactul pe care noi îl avem în societate. Ne dorim foarte tare ca până în 2027 să fie impactat 1 milion de copii. Astăzi suntem la peste 371.000 de copii și aici intră copiii părinților din comunitățile noastre, copiii care beneficiază de toată aparatura și tot ceea ce noi am construit în campaniile umanitare, intră copiii spre care s-au dus toate campaniile noastre de informare care au avut un impact în familiile lor și în viața mamelor lor, pentru că mai mult ca sigur acestea s-au dus spre el și așa mai departe. Deci suntem la 371.000 de copii impactați. Și acum ultima întrebare. Ce înseamnă pentru tine selecția făcută de Facebook în programul lor de burse, Community Leadership? Pentru mine înseamnă o validare și o recunoaștere extraordinară. Ca din 6.000 de aplicații din toată lumea, Facebook să mă aleagă pe mine. Sunt singura persoană din România, suntem 20 de persoane din Europa și cunoscându-i pe toți, mi se pare mai mult decât onorant. Am avut șansa să-i cunosc în Menlo Park, în birourile Facebook anul trecut și de atunci am intrat într-un program care presupune training aproape în fiecare zi, făcut online. Și câteva deplasări în birourile din Europa, Facebook și apoi în vară ne întoarcem din nou în Menlo Park. Pentru mine este onorant să o cunosc pe Sheryl Sandberg,
care este CEO-ul Facebook și cea care conduce operațiunile companiei de 11 ani. Și dintr-o mamă care a creat un grup să se salveze pe ea, să ajung să fiu premiată de Facebook, mi se pare și wow. Și să salvezi zeci de mii de alte mame. Da, poate chiar mi se pare un milion, wow. Până la un milion de copii, dar și un milion. Nu știu dacă salvezi e mult spus. Poate pur și simplu susținute, înțelese. Ce cred că am oferit noi și eu este un spațiu în care mamele să înțeleagă că sunt foarte bine cum sunt și să-și dorească să învețe tot mai mult și să devină o variantă tot mai bună a lor. La fel o să faceți și voi, având și ajutorul acesta de la Facebook, o să așa ne dorim. Din ce în ce mai buni. Așa ne dorim și simțim lucrul ăsta deja. Avem acces la foarte mulți experți din Facebook, dar și din afara Facebook pe care ei ni pun la dispoziție. Și mai mult decât finanțarea pe care am primit-o de la ei și recunoașterea pe care am primit-o de la ei, este acest training absolut incredibil pe care îl primim aproape în fiecare zi, vreme de un an de zile. Pentru noi înseamnă învățare în cea mai accelerată formă. Atena, noi, mamele, îți mulțumim pentru susținere. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc pentru prezență aici. Mulțumesc și eu, mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Numai bine!